Începând din anul 2016-2017, elevii din clasele 0-4 vor putea primi tichete în valoare de 200 de lei pentru plata programului After School. Pentru a beneficia de tichete pentru After School, părinții trebuie să facă cereri pentru fiecare copil în parte, la sfârșitul anului școlar sau la momentul înscrierii la școală. Suma de 200 de lei este stabilită în funcție de indicatorul social de referință și se indexează anual cu indicele de inflație. Potrivit deputatului Sanda Maria Ardeleanu, aceste tichete care vin în ajutorul părinților, care nu au cu cine să-și lase copiii și aleg să îi înscrie la After School și acoperă, așa cum spune proiectul, integral sau parțial, costurile școlii sau ale organizațiilor non-guvernamentale care organizează astfel de programe pentru elevi. Acordarea tichetelor de 200 de lei pentru elevi înscriși la After School a primit raport favorabil de la membrii Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților.